Bă, băieți, hai să ne uităm repede la noul Assassin's Creed Miraj. Oh my god, Hawkmaster nebunul. Ia. Welcome, Hidden One. You have died and been reborn. Ma. Mama, se asemănă foarte mult cu Origins, băiți. Cu Origins și cu parcă un pic cu Unity, așa un pic aduce. Mama, cum se vede și mișto. Da, mă, se asemănă mai mult cu Origins, se asemănă. We need to find a way to get you inside without being seen. You could bribe the guards to look the other way. I shall see what flavor best suits me. Oh, mars. Mamă, arată mișto. Quiet it. Find a stillness and let's go. Oh my god. Babe, yeah. Ba. Mamă, ca lumea. Mișto. The stage is yours, Basim. Ce subtitere a pus, l-ai văzut? Wow. We may be watching. 12 octombrie. Deci pe data de 12 octombrie, fraților, jocul se va lansa, deci mai sunt 140 de zile până apare. Și din câte am văzut eu acum, mie, sincer, mi-a plăcut ce am văzut, adică are elemente de Assassin's Creed, poți să faci stealth, poți să sari și să ai și chestia cu Hidden Blade-ul și acum ce am mai văzut și niște informații și acum niște referințe la Assassin's Creed Mirage, cam cum o să fie și despre ce este vorba. Ei bine, în Assassin's Creed Mirage, protagonistul jocului va fi Basim, cel care apare și în Assassin's Creed Valhalla. Ei bine, în Assassin's Creed Mirage, cu 20 de ani înainte de evenimentele din Assassin's Creed Valhalla, practic ce vreau să spun că Basim, înainte să fie un asasin în adevăratul sens al cuvântului, a fost un hoț de stradă. Locația acestui joc va fi în Bagdad, în anul 1861. Orașul a fost făcut ca să fie mai mult pentru parcurs și pentru stealth, va fi foarte populat și o să avem o grămadă de oportunități pentru a traversa orașul. Și acum, ce locații vom putea să vizităm în acest joc? Alamut e ca un fel de turn, a fost menționat probabil că în lore-ul jocului, dar nu a fost văzut niciodată. Presupun că acest tower e ca un fel de masiv din Assassin's Creed 1, cine știe. Deci aici Ubisoft spune că o să întâlnim mai multe figuri istorice, așa cum ne-am obișnuit, de exemplu, și în Assassin's Creed Unity să-l întâlnim pe Napoleon Bonaparte, de exemplu, în Assassin's Creed Origins am întâlnit pe Cleopatra, pe Julius Caesar, în Valhalla l-am întâlnit pe regele Alfred, iar acum vom vedea ce caractere istorice vom întâlni în acest joc. Și acum pot să vă întrebați, oră să mai aibă elemente de RPG și Ubisoft ține că îi taking serious ca să se scrie din Miraj o să se ducă din nou la rădăcini. Da, Ubisoft în ultimele jocuri a trebuit să cam grindezi oarecum level și să farmezi o grămadă de chestii care efectiv nu mi-a plăcut deloc, să stai efectiv. Hai că în prima parte să spunem e mai ok, dar după aia pe la jumătatea jocului deja când te obișnuiești cu mecanicile și nu știu ce devine parcă repetitiv și un pic boring. Deci a scăpat de treaba asta și acum pot să vă întrebați, Dragoș, crezi că o să fie despre asasinii de data asta? Și, și răspunsul meu este da, pentru că practic în gameplay din ce ați văzut și voi până acum, jocul se concentrează pe asasin și templia. De exemplu, în Assassin's Creed Valhalla baza foarte mult pe construirea settlement-ului prin crearea de alianțe și singurul element de Assassin's Creed era acel Hidden Blade, care ne-am deja obișnuit. Referitor la arme, armele vor fi cam la fel. O să avem săbi, smoke bomb. Jocul va fi lansat pe PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS. Deci, practic, pe toate platformele va fi jocul lansat și publicat. Va fi pe data de 12 octombrie 2023. Deci, practic, peste 140 de zile. Asta a fost clipul meu. Sper că v-a plăcut. Dacă ți-a plăcut, dă un like. Dacă nu ți-a plăcut, dă un dislike. Dacă mai vrei să mă vezi și alte videoclipuri, apasă pe butonul de abonare și clopoțel. Ne auzim mai târziu. Pa, pa!